Salutare celor mai pasionați cititori de pe internet, eu sunt Adelina și am lipsit din nou de pe BookTube o lună sau două și nu vine să cred că s-a întâmplat asta din nou, dar se pare că 2023 a venit în viața mea cu câteva schimbări majore, pentru că pe 1 martie mi-am început primul loc de muncă cu program de 8 ore și dintr-o dată am simțit că timpul și viața mea nu mai există simultan și dintr-o dată nu am mai avut energia necesară să mă ocup de orice altceva, motiv pentru care am lipsit atât de mult timp de aici, dar m-am întors cu forțe proaspete pentru că am astăzi 20 de cărți noi pe care să vi le arăt. Asta înseamnă că avem un book haul cu foarte multe lecturi pe care abia aștept să le citesc. Avem atât cărți pe care le-am cumpărat eu tocmai din dorința de a mă reîntoarce la pasiunea mea, cititul, dar avem și cărți primite de la edituri cărora le mulțumesc foarte mult, așa că haideți să începem cu ce mi-am cumpărat eu. Era undeva februarie și m-am decis că pentru provocarea pe care o organizez și anume 12 luni, 12 femei care scriu, am nevoie de anumite cărți. Așa că am intrat pe un anticariat online și am căutat tot ce s-a putut să se potrivească pentru lista mea de dorințe. Iar astea sunt cărțile. Avem în primul rând Medea și copiii ei de Ludmila Ulitskaya. Eu am mai citit în ianuarie o carte de această autoare care e un microroman, adaptarea unei piese de teatru, din câte am înțeles, nu prea m-a dat pe spate. Dar am zis totuși să-i dau o șansă cu o lectură care pare mai mult pe stilul meu, pentru că este o repovestire a mitologiei grecești pe care eu o iubesc și când e vorba de mitologie și de femei puternice de acolo, a căror poveste trebuie reinterpretată și reprodusă și poate chiar regândită, mi se pare că trebuie să pun mâna și să citesc cartea. Cititorul va descoperi în acest roman saga unei familii cu întinse ramificații ai cărei membrii au plecat din Crimea, stabilindu-se pe întrecuprinsul fostei Uniunii Sovietice. Ludmila Ulitskaya îi privește prin ochii personajului titular, o medee modernă, căreia nu i-a fost dat să aibă copii și care, spre deosebire de cea din vechime, nu ucide, ci îi adună în jurul ei pe toți cei risipiți, unindu-i în pofida numeroaselor conflicte care îi despart. Tot pentru provocarea de a citi câte o scriitoare în fiecare lună, am ales și Pianista, Delfride Jelinek, o autoare pe care am studiat-o la facultate cu o piesă de teatru extrem de experimentală, așa că sunt curioasă cum este acest roman. Nu știu foarte multe despre ele și nici despre restul cărților pe care le veți vedea, doar că am înțeles că e cea mai toxică relație dintre o mamă și fiică pe care o poți citi vreodată, iar coperta mi se pare că spune destul de multe. Avem sexualitate, violență, descriere halucinantă și o analiză nemiloasă a depersonalizării unei femei în numele muzicii, o ilustrare violentă a războiului dintre sexe, un roman deranjant și scandalos. Chiar sunt curioasă, poate că știți deja că prin pasiunile mele se numără aceste romane care te zguduie mai mult decât să te liniștească. Isabella Allende este următoarea autoare pentru că la un moment dat, prin liceu, am citit această carte scrisă de ea, o carte fantasy pentru adolescenți, doar că vreau să o descoper pe autoarea consacrată pentru cărțile sale, pentru că are atât de multe și sunt curioasă cum de s-au adunat atât de mulți cititori în jurul său. Descrierea cărții este din nou una care ne prezintă o femeie care iese din norme, pentru că la 5 ani este exmatriculată pentru indecență de la grădinița călugărițelor ursuline din Santiago de Chile. La 14 ani citește pe furiș O mie și una de nopți în atmosfera impregnantă de senzualitate orientală a Beirutului. La 30 de ani, mamă de familie, militează în America de Sud pentru emanciparea femeilor și revoluția sexuală. La 45 de ani își descoperă jumătatea în California. Însă, după cum recunoaște chiar ea, nimic din ce a trăit nu se compară cu ceea ce și-a imaginat. Da,
Se pare că am urmărit un tipar în aceste cărți, dar apoi avem Herta Müller, Încă de pe atunci, Vulpea era vânătorul. Eu am citit o carte de la Herta Müller care mi-a plăcut enorm de mult, a fost printre preferatele mele, așa că vreau să mai citesc, așa că am ales-o pe aceasta, fiind și printre singurele disponibile pe anticariatul online de care vă ziceam. Și aici ni se spune: gardul fabricii și casele sunt înconjurate de zidurile orașului, iar dincolo de aceasta sunt lanurile unduitoare de grâu, nesfârșite, mărginite de Dunărea ce nu poate fi traversată decât sub tirul grănicerilor. Dacă lumea este doar o inimaginabilă și apăsătoare înșiruire de închisori concentrice în care ți spăsești condamnarea pe viață, mai ești de fapt în viață? E o carte în care Herta Müller, prin stilul său unic și inegalabil și metaforic, încearcă să dea glas ororilor din comunism, așa că ia aștept să văd cum este. Mai departe avem o carte pe care eu deja am citit-o, și anume Femeie în punctul zero. Mi-a plăcut foarte mult, din nou, e aceeași idee a femeilor puternice, pentru că acum avem povestea unei femei intrate într-o închisoare și condamnată la pedeapsa capitală și o tânără jurnalistă care încearcă să îi calce pe urme și să afle cum a ajuns acolo și de ce refuză de ani de zile să vorbească cu cineva. Iar când își spune povestea, evident că este răvășitoare. Avem aici o autoare din Egipt, care chiar ea a avut o istorie îngrozitoare, pentru că a fost scoasă de la puterea statului pentru că era femeie și luptă pentru drepturile femeii într-un spațiu dominat de o gândire patriarhală și conservatoare. Ultima carte pe care mi-am comandat-o eu nu are nimic de a face cu cele dinainte, este Blestemul regelui de Philippa Gregory, pentru că am început din nou să citesc o carte scrisă de Philippa Gregory, și anume Prințesa Albă, după ce văzusem a doua oară serialul. Așa că am vrut să îmi mai întregesc colecția de ficțiune istorică în stilul Philippa Gregory, care nu respectă neapărat tot trecutul istoric, dar își imaginează în stilul ei propriu și telenovelistic propriile personaje. Nu puteam fără. Cele acestea le-am primit de la Cartepedia, cărora le mulțumesc, și avem din nou una pe care am apucat să o citesc, și anume Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țibuleac. Am adorat-o și pentru a nu mă repeta aici, o să vă trimit în descriere către un reel pe care l-am făcut despre cartea aceasta și veți vedea acolo de ce este printre preferatele mele. Iar necitite avem Yukio Mishima, O dimineață de iubire pură, o carte cu 3 proze scurte scrise în stilul lui Mishima. Eu l-am mai citit cu 2 cărți până acum și abia aștept să văd cum mi se pare și în cantități mai mici, cu personaje diferite. Prea iubita de Toni Morrison, e o carte din nou pentru provocarea 12 luni, 12 femei care scriu. Abia aștept să ajung la ea pentru că am auzit enorm de multe lucruri. Iar Ruxandra de curând a citit o altă carte scrisă de Toni Morrison, așa că sunt extrem de curioasă. Și în final avem Luminița Mon Amour de Cezar Paul Bădescu, pentru că am văzut filmul Ana Mon Amour și sunt tare curioasă să văd cum a fost scrisă și această carte scandaloasă pentru perioada în care a fost publicată în România și pentru subiectul pe care îl abordează și granița aceasta dintre realitate și ficțiune. Dacă tot veni vorba de Cartepedia, am aici un mic unboxing cu cartea pe care mi-am ales-o pentru luna aceasta și am zis să vă arăt chiar acum la cald. Fiind vorba de Micul prieten de Donna Tartt, ultimul roman apărut la noi de această autoare. Eu fix anul trecut pe vremea aceasta citam Istoria secretă și aveți aici un videoclip întreg în care puteți să-mi aflați părerea despre ea, așa că nu puteam să nu îmi doresc să citesc și această carte. Din câte am înțeles, e un fel de roman polițist cumva,
Pentru că într-un orășel din Mississippi crește o fetiță în umbra amintirii fratelui ei, Robin, care la vârsta de 9 ani a fost găsit spânzurat de un copac din curtea casei lor. Ucigașul nu a fost niciodată identificat, iar familia nu și-a revenit după tragedie. Pentru Harriet, care a copilărit liber, cu trăierând prin lumea imaginației sale fertile, Robin reprezintă legătura cu un trecut extraordinar despre care a auzit doar din povești. Nu vreau să citesc mai departe, pentru că Donna Tartt e genul de autoare despre care n-ar trebui să știi foarte multe atunci când citești cartea, având în vedere și că are astfel de romane voluminoase, așa că poate facem un reading vlog și pentru ea. Cine știe. Dacă ați ajuns până acum la ea, spuneți-mi, pentru că sunt curioasă, dacă e la fel ca istoria secretă sau total diferită. Mai departe, de la editura Nemira avem aceste trei cărți care sunt legate între ele, pentru că pe site-ul editurii le găsiți într-un pachet pentru iubitorii de literatură, adică cei care vor să citească nu doar literatură și povești imaginare, ci să citească despre istoria literaturii, despre scris și despre producerea cărților, dacă vreți să zicem, pentru că despre toate aceste lucruri sunt cele pe care le am eu aici. În primul rând avem autobiografia lui Stephen King despre scris, o carte publicată acum foarte mult timp în care maestrul romanelor, thriller și horror povestește despre cum scrie el în fiecare dimineață câteva pagini și cum îi vin ideile, care este rutina și cum a ajuns un autor atât de celebru în rândul tuturor cititorilor. Sunt curioasă doar de mecanismele prin care el își gândește cărțile, pentru că până acum n-am apucat să-i citesc niciun roman, dar cine știe, poate după ce o să ajung la despre scris, o să vreau să citesc și eu Stephen King. Mai departe avem L'istoria lecturii de Alberto Manghel, o carte pe care mi-o doream de foarte mult timp. Avem efectiv, așa cum îi spune și titlul, foarte multe informații încă din antichitate, apoi din Evul Mediu, despre literatură, despre tipar, despre scriitori. Și mi se pare o carte pe care să o citești efectiv în momentul în care vrei să afli lucruri noi. Și dacă acele lucruri noi sunt legate de pasiunea ta, nu ai cum să nu-ți placă, plus că este o carte destul de documentată, așa că voi reveni și la ea. Nu o să mai zic că mi-aș dori să citesc în fiecare zi câte puțin, pentru că îmi dau seama că în momentul de față e cumva imposibil să fac lucrul acesta. Dar mai avem și Ross King, librarul din Florența. Despre această carte nu pot să-mi dau seama exact dacă este un roman sau din nou vorbim doar despre anumite capitole legate de literatură și Evul Mediu, pentru că, din câte am înțeles, se leagă cumva de Renașterea italiană și chiar sper să nu greșesc, dar dacă este un roman, cu atât mai mult o să fie interesant. Zice că este o cronică palpitantă a efervescenței intelectuale plasată în contextul frământărilor politice și religioase ale Renașterii, o odă închinată cărților și producției de carte, ilustrând trecerea de la manuscris la tipar prin intermediul vieții unui om extraordinar pierdut de mult în timp și istorie, unul dintre adevărații titanii renascentiști. Alte cărți vin acum de la editura Corint și mi-am ales în primul rând două cărți clasice din colecția Clasice ai literaturii universale, pentru că îmi place foarte mult și pentru că iubesc clasicii, plus că vă și pregătesc în viitorul apropiat un videoclip despre ce este literatura clasică și cum să citim clasici, pentru că în ultimul timp acest subiect a luat amploare și nu poate decât să mă bucure asta, așa că avem o carte clasică scrisă de o femeie, evident, Leila de George Sand. Am început să o citesc, că am ajuns undeva la pagina 70, doar că e un pic cam prea romanțată pentru mine și prea plină de patos, iar în momentul de față nu doresc asta, dar mi se pare interesant cum autoarea George Sand a început încă din 1840 să problematizeze exact diferențele dintre sexe și să creeze, evident, un personaj feminin care să surprindă toate aceste contradicții și toate aceste lucruri considerate inumane pentru o femeie.
Mai departe, o carte din literatura română, Mihail Sebastian, Accidentul. Îmi place Mihail Sebastian, v-am zis asta, doar că n-am apucat să-l citesc în profunzime cu o carte și sunt curioasă despre aceasta. Am tot citit fragmente pentru că în ultimul timp a apărut în subiectele pentru evaluarea națională, așa că sunt curioasă cum o să mi se pară. Două cărți de ficțiune contemporană care sunt foarte populare în acest moment. Am ales Alienistul pentru că am văzut serialul pe Netflix în ianuarie, l-am devorat, două sezoane în două zile sau ceva de genul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Din nou, un personaj feminin care strică normele, dar mai interesante sunt și crimele și felul în care au fost descoperiți făptașii. Chiar vă recomand să vă uitați și vreau să văd dacă și cartea o să aibă cumva același suspans și dacă e cumva diferit într-o măsură de serial. Mai avem mai departe Vândut într-o zi de luni, o carte foarte recent apărută la Corint, care mi se pare cumva pe genul meu. Mi se pare că seamănă cu o carte pe care am citit-o anul trecut, și anume Viscolul copiilor, pentru că aici avem povestea unor copii care pe timpul crizei de după Primul Război Mondial au fost, din păcate, puși efectiv la vânzare de către familiile care nu-și mai puteau suporta costul creșterilor sale. Zguduitor din nou. Iar ultima carte din acest calup este una pentru copii, dar cumva din nou reinterpretată, fiind vorba de Albă ca zăpada, are și un alt autor, iar ilustrațiile mi se par de-a dreptul impresionante și total diferite față de ce te-ai aștepta pentru Albă ca zăpada. Am zis în fiecare zi că o să iau să citesc pentru că nu o să-mi iau mai mult de 15 minute, dar încă nu am găsit ocazia. Însă numai pentru felul în care arată, mi se pare o carte de păstrat și evident de citit. Ultimele cărți din acest book haul sunt acestea trei, apărute la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu și sunt atent urmărite de cei de la revista Zona Nouă. Mi se par toate interesante, mai ales având în vedere că ei încearcă cumva să traducă cărți de teorie care n-au apărut până acum în spațiul românesc, cum sunt și acestea două. Franco Bifo Berardi, Respirație, Haos și Poezie și Feminismul e pentru toată lumea, Politică pasionată de Bell Hooks. Abia aștept să ajung la ele pentru că n-am mai citit de ceva timp niciun studiu și sunt curioasă de inovațiile pe care le aduc ele. Și nu putem să uităm, bineînțeles, de antologia Z9 Poets, la care a lucrat și Ruxandra și a făcut mare popularizare la momentul apariției sale. Avem poezie contemporană din 14 țări diverse și fiecare poet sau poetă are anumite texte în această carte, toate traduse, și mi se pare foarte interesant să vezi cum sună în limba română poeți care nu sunt atât de cunoscuți la noi. Știți deja vechea poveste că încă nu sunt atât de familiară cu tot ceea ce ține de poezie, dar chiar vreau să văd toată aria aceasta diversă a poeziei de aici și totodată să știți că am această carte în dublu exemplar, așa că în curând ne vedem cu un giveaway pe Instagram, așa că nu uitați să mă urmăriți și acolo. Astea au fost cele 20 de cărți pe care le-am acumulat în biblioteca mea în ultima perioadă. Spuneți-mi și voi care v-a atras atenția sau pe care ați citit-o până acum și ce părere aveți despre ele, evident. Până data viitoare vă doresc mult, mult, mult spor la citit și să aveți zile senine. Pa, pa!